Deși a retrogradat în sezonul trecut, Luceafărul Mihai Eminescu are șanse să joace în Liga a treia. Virginel Gireadă, primarul comunei Mihai Eminescu, spune că sunt unele echipe care au promovat în acest an și care nu au forța financiară pentru a evolua în Liga a treia. În aceste condiții, Federația Română de Fotbal ar putea accepta ca formația botoșeneană să evolueze în eșalonul 3. Am făcut o adresă la federație, ne încercăm norocul. Dacă se poate, vom rămâne la ce, dacă nu, vom juca în divizie D, vom disputa tot campionatul și vom încerca să promovăm din nou. Am discutat cu sponsori, am mai discutat cu unul cu altul, sunt dispuși să ne susțină, nu o să avem atât de mulți bani încât să ne permitem să fim în top, dar o să ne menținem acolo printre, nu o să spunem primele 10, 10, 11, 12, cred că vom reuși. În cazul în care va rămâne în Liga a treia, Luceafărul Mihai Eminescu va trebui să facă mai multe transferuri, deoarece în această vară a pierdut o parte din jucătorii de bază.